Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta, noutate editorială. Vom vorbi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise despre noutățile editoriale din portofoliul editurii Herald. Și astăzi am ales o lucrare, un text publicat în colecția Manuscris, o colecție foarte frumoasă. Este vorba despre manuscrisele de la Marea Moartă. Câteva cuvinte despre această lucrare. Începând cu anul 1947 în grotele din deșertul Qumran, Israel, au început să fie descoperite o serie de texte inedite datate între secolul al III-lea, înainte de Hristos și primul secol după Hristos, aparținând, după cum se știe de altfel, sectei esenienilor, o comunitate cu caracter ascetic și cu o ideologie apocaliptică, preocupată de puritatea morală și de adecvarea fiecărui act al vieții la mesajul lui Dumnezeu. Manuscrisele de la Marea Moartă acoperă o gamă largă de tematici, de la texte de rugăciune, la reproducerea ale unor cărți din Biblie, cum ar fi, de exemplu, cartea lui Isaia, de la poezie mistică la îndemnuri morale. Astăzi este alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea și aș vrea să vă semnalăm ca recomandare de carte această noutate editorială din colecția Manuscris, Manuscrisele de la Marea Moartă. De ce sunt ele importante și mai ales mă refer la faptul că, hai să zicem, în ultimii 10, 15, chiar 20 de ani, și în spațiul românesc această lucrare a suscitat un interes extraordinar, mai ales că vorbim totuși de niște descoperiri arheologice relativ recente care au schimbat cumva, ca să spunem așa, au schimbat cumva ceea ce se știa despre aceste lucrări, despre aceste exegeze în ultimii, să spunem, în ultimele decenii, în ultimele câteva zeci de ani. Cred că, în primul rând, ar trebui să discernem, să fim atenți la anumite distinții pe care trebuie să le facem, suntem obligați să le facem, între ceea ce se numește, în general, apocrif și ceea ce se numește neliturgic. Pentru că, în creștinism, o parte din aceste texte, mare parte din aceste texte au fost numite apocrife. Sensul cuvântului nu este unul pozitiv. Cu alte cuvinte, Sfânta Biserică are unele îndoieli, să spunem, cu privire la originalitate sau chiar la paternitatea lor și așa mai departe. Există una din aceste lucrări, ca să spun așa, un asemenea text care a căpătat o oarecare autoritate, fiind considerat numai neliturgic, în sensul că nu este introdus în ciclul liturgic, mă refer la, bineînțeles, la Evanghelia după Toma. Vedeți, asta este un subiect, sigur, care nu face direct referire la manuscrisele de la Marea Moartă, dar ne arată ce se întâmplă când apar texte foarte vechi care, în anumite aspecte, par să contrazică ceea ce știm din Sfânta Scriptură. Cred că este necesar să atragem atenția că asemenea atitudini radicale nu sunt potrivite, pentru că avem în vedere succesiunea unor apariții de texte cam în toate tradițiile. Adică nu toate textele scrise apar odată. Ele apar pe parcurs. Unele din ele este adevărat că sunt într-o continuitate perfectă cu textele sacre. Alte texte, cum spuneam, intră într-o aparentă contradicție, într-o falsă contradicție,
și ne este destul de dificil, destul de dificil ca să înțelegem că nu este vorba de o altă variantă a adevărului prezentată oamenilor prin revelație, ci este vorba de o altă perspectivă din care este privit adevărul divin. De ce manuscrisele de la Marea Moartă sunt importante? Nu numai pentru faptul că facem o arheologie aplicată pe Vechiul și pe Noul, în fine, pe Noul și Vechiul Testament până la urmă, pe Biblie, pe Sfânta Scriptură, ci pentru faptul că foarte discutată de aproape 100 de ani este această problemă a aspectului ezoteric și aspectului exoteric al religiei creștine, afirmându-se răspicat de numeroase ori, în numeroase rânduri de către biserică, de către biserica oficială, cum spunem noi, că nu există parte ezoterică. Okay? Tot ceea ce este adevăr este spus în carte și el este accesibil. Lucrurile stau în cea mai mare parte așa, însă trebuie să avem în vedere și un alt lucru. Nu este vorba că Sfânta Biserică ne ascunde că a descoperit unele contradicții între ceea ce se știa de 2000 de ani și ceea ce s-a aflat recent. Nu este vorba de așa ceva. Este vorba de o altă atitudine, în sensul că, așa cum ne arată acest exemplu al manuscriselor de la Marea Moartă, lucrurile trebuie privite din perspective diferite. Este foarte complicat, atâta vreme cât nu s-a întâmplat în creștinism, ceea ce s-a întâmplat în alte tradiții, să avem o abordare ezoterică, o abordare esențială, mai mult decât una substanțială a adevărului, cum este, de exemplu, tasauf în islam, spre exemplu, sau cabala în tradiția iudaică. În creștinism, lucrurile au fost ceva mai discrete, ceea ce nu contravine deloc caracterului chiar al doctrinei ezoterice. Ea este una discretă. Și pe lângă asta trebuie să ținem cont de faptul că deja creștinismul, care este fundamentul spiritualității și culturii europene, el își prezintă această parte dificil de pătruns, cum este adevărul din punct de vedere ezoteric sau doctrina din punct de vedere ezoteric, în anumite circumstanțe. Prin urmare, biserica nu vrea nici să ne înșele, nu vrea nici să ascundă, ci biserica, pur și simplu, apără ceea ce este foarte clar și foarte limpede spus în Sfânta Scriptură. De ce este important? Pentru că avem prima dată dovada certă că inițial doctrina creștină și religia creștină are un puternic caracter ezoteric și inițiatic și una din dovezile fundamentale sunt tocmai aceste manuscrise de la Marea Moartă, care cuprind în principal, aș spune eu, fără să intru în prea multe detalii, cuprind pentru această comunitate eseniană de la Qumran, care trebuie să afirmăm cât se poate de răspicat, este vorba de o comunitate veterotestamentară. Este vorba despre o comunitate foarte solid structurată, dinainte de apariția creștinilor, dinainte de venirea Domnului Iisus Hristos, de manifestarea Domnului Iisus Hristos, nu? Și care, prin ceea ce ne-a lăsat, ne-a lăsat indirect, evident, așa, arată că există o doctrină foarte clară, limpede, coerentă, dar în același timp și o parte de practică spirituală. Și știți la ce mă refer? Mă refer, sigur, la manualul de disciplină, unde sunt, împreună cu documentul Sadochit, unde sunt arătate, unde sunt detaliate condițiile de accedere la doctrină, ceea ce trebuie să facă tânărul inițiabilul, îi spunem noi, adică cel care va fi inițiat, o anume evaluare a capacității intelectuale și a caracterului moral al inițiabilului și apoi al inițiatului. Se prevede o practică spirituală inițiatică
prin urmare prevăzută pe perioade determinate. Există grupuri de câte 10 membri. De multe ori seamănă cu ceea ce știm, de exemplu, din Tasauf. Mai târziu vedem în Tasauf că sunt acele grupuri care se numesc Tarika, adică sunt căi particulare care sunt formate din așa numitele zauia, adică grupuri inițiatice, și iată că și aici avem grupuri de câte 10. Există o scală foarte strictă a gradelor de puritate a membrilor și mai ales, iată că avem o prezentare cât se poate de clară exercițiilor spirituale care sunt prevăzute pentru o treime din nopțile unui an. Prin urmare, avem date tehnice de tehnică spirituală. Ele sunt foarte importante. Păi dacă ne uităm la exercițiile spirituale sau luăm în calcul, luăm seama la exercițiile spirituale, cum să nu mergem, de exemplu, mai târziu, că nu trebuie să reducem aici creștinismul numai la cultul ortodox, vorbim de tot creștinismul. Cum să ne gândim la exercițiile spirituale a Sfântului Ignatius de Loyola și alte exerciții spirituale, sunt atâția sfinți părinți, nu? Care, așa cum noi am mai prezentat de atâtea ori, în Muntele Tăcerii, de exemplu, ca să vedem că această inițiere este și în zilele noastre, nu este ceva istoric, nu este ceva care s-a petrecut odată, este foarte viu, este chiar trupul viu al bisericii până la urmă, adică al comunității creștine. Prin urmare, mie mi se pare că toate afinitățile între manuscrisele de la Marea Moartă și Noul Testament, apariția luminii, ce să mai spun, tema luminii este extraordinară în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament. După aceea, noțiunea de dreptul învățător și, bineînțeles, multe alte paralele între organizarea comunității și biserica primară, de exemplu. Toate astea ne arată că manuscrisele de la Marea Moartă vin într-o continuare perfectă, continuitatea aceasta însă pune condiția unei perspective mai profunde, mai largi, pentru că știți, întotdeauna când vorbim de o tradiție, când vorbim de o religie, este foarte important ce afirmăm, dar aș spune eu că este mult mai important și mai periculos ceea ce negăm. De ce? Pentru că întotdeauna este posibil când neci să greșești, să uiți ceva. Afirmația poate fi corectată, o afirmație poate fi completată, dar o negare este mult mai greu de înțeles după aceea și poate avea și consecințe, nu? La nivel. Prin urmare, manuscrisele de la Marea Moartă sunt o descoperire care nu este absolut deloc întâmplătoare din punctul meu de vedere. Asemenea descoperiri, asemenea actualizări și reactualizări, contextualizări, păi nu cred că este lipsit de importanță faptul că apare tocmai la sfârșitul celei de-a doua conflagrații mondiale. Când se termină o lume și începe o lume, credeți că este ca și manuscrisele de la Nag Hammadi din 45? Nu este deloc întâmplător. Eu cred că și eu invit cititorul să fie atent la asemenea coincidențe care nu sunt coincidențe. De ce? Sunt sincronicități. Exact. Este o lume prăbușită după două conflicte mondiale, este o perioadă de criză, așa cum de altfel este și criza în care trăiește, este o perioadă de criză chiar pentru o comunitate de la Marea Moartă. Este criza ciclică în care se trece de la Vechiul la Noul Testament. Deci, aceste apariții de documente nu sunt întâmplătoare. Ne-am mai discutat cu ocazia prezentării altor tradiții. Ele apar atunci când trebuie să apară, pentru că toate lucrurile trebuie privite din interiorul lor. Și atunci când vorbim de texte spirituale, nu putem să nu fim convinși că înțelegerea textelor acestea care apar sunt legate strict, este legată strict această înțelegere de înțelegerea corectă a Sfintei Scripturi. Ori Sfânta Scriptură nu este un argument logic, nu este un silogism.
exactitatea ei este rigoare, adică are un aspect calitativ superior. Și atunci, toate lucrurile care apar nu fac decât să sprijine, dacă vreți, chiar aparențele textului sacru pe care se bazează, recte pe Sfânta Scriptură. Și sunt foarte importante, pentru că eu cred că înțelege mult mai bine ceea ce Domnul Iisus ne spune, răspicat: nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Iată că aceasta este o ocazie de a înțelege bine ce s-a întâmplat între legea veche și legea nouă, cum legea veche trebuia în criza ciclică a umanității prin care trece întreaga umanitate, nu numai cea a lumii romane, deși, sigur, contextul este cel roman, nu? Cum s-a făcut această trecere, care sunt necesitățile profunde, interioare, și să ne aducem aminte că o discuție care are deja aproape 100 de ani, n-a fost chiar o polemică, dar o discuție interesantă între Fridtjof Schoen și René Guénon se lega tocmai de problema inițierii în creștinism. Tocmai de această problemă s-a legat și iată că spre sfârșitul vieții lui Guénon apar manuscrisele de la Marea Moartă. Vedeți? Lucrurile astea vin să lămurească anumite aspecte care sunt foarte importante pentru noi, cu atât mai mult cu cât creștinismul are cele 7 taine care au un caracter în mod evident inițiatic. În mod evident inițiatic, adică nu există niciun fel de dubiu din acest punct de vedere. Prin urmare, cartea este cel puțin binevenită, dacă nu este chiar salutară din multe puncte de vedere, pentru a înțelege foarte bine, foarte corect, textul sacru, Sfânta Scriptură. Mulțumim foarte mult, domnul profesor Teodoro Ghionde. Am vorbit astăzi despre Manuscrisele de la Marea Moartă, o carte publicată, reeditată în colecția Manuscris. Așadar, vă invităm să achiziționați această noutate editorială din portofoliul editurii Herald în colecția Manuscris, Manuscrisele de la Marea Moartă. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere!